Un meci interzis cardiacilor, așa cataloghează conducerea clubului sportiv municipal Târgu Jiu partida disputată aseară între echipa locală și HC Zalău. Meciul terminat la egalitate s-a disputat în sala polivalentă din municipiu. Deși scorul a fost egal, șefii CSM Târgu Jiu consideră partida câștigată de echipa locală. A fost un meci nerecomandat cardiacilor, a fost un meci mai slab făcut de noi, dar cu toate acestea am reușit să câștigăm un punct, zic eu. Pe un fond de joc mai slab. E un lucru bun că și atunci când jucăm slab nu pierdem, dar pe viitor va trebui să fim puțin mai atenți pentru că mai sunt meciuri de jucat și trebuie să răsplătim cumva publicul acesta minunat care este aici. Conducerea clubului din municipiu dă vina pe oboseala acumulată de fetele antrenate de Liviu Andrieș. Probabil este și o stare de oboseală acumulată într-un sezon foarte încărcat, atât din punct de vedere fizic cât și emoțional. Să nu uităm totuși că suntem o echipă nou promovată și care a luptat din greu pentru aceste 22 de puncte și să avem liniștea să ne pregătim pentru sezonul următor. Mai urmează 6 etape pe care vrem să le jucăm cât mai bine și un Final Four la Bistrița infernal, din care avem numai de câștigat, atât ca și experiență, cât și ca rezultate. Meciul a contat pentru etapa a 20-a din Liga Florilor și a fost primul rezultat de egalitate înregistrat de CSM Târgu Jiu în Liga Florilor. După acest rezultat, echipa pregătită de Liviu Andrieș a urcat pe locul 9 în clasament. Zalăul a coborât o poziție și este acum pe penultimul loc la retrogradare.